tare mult. Discutăm acum cu Cristian Pârvulescu, politolog. Bună ziua, domnule Pârvulescu, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Pârvulescu, avem astăzi două calendare strânse, așa. Așteptăm declarații de la cei din sindicate despre suspendarea grevei și așteptăm demisia premierului, așa, foarte legate. Erau, ne așteptam să se deruleze atât de rapid sau ne așteptam să rezolve poate guvernul un pic mai repede și după aia să meargă cu calculele politice? În primul rând, cred că nu guvernul trebuia să rezolve, ci sindicatele trebuiau să hotărască. Mă rog, eu am o cu tot o altă lectură, consider că declarațiile de mai devreme ale miniștrilor au fost extraordinar de defensive. Există o adevărată teamă față de mișcarea socială pe care n-au prevăzut-o și n-au știut în niciun fel cum să o încadreze și să o rezolve din vreme, pentru că s-au bazat foarte mult pe discuțiile cu liderii de sindicat, a căror declarații, iată, le așteptăm și acum. Încă de acum două săptămâni se aștepta ca liderii de sindicat să anunțe suspendarea grevei, doar că au pierdut orice control al mișcării sindicale pe care au declanșat-o, așa că nu s-a mai produs schimbarea de prim-ministru, care era așteptată, care era logică, care este prevăzută de protocol și care va demara astăzi prin demisia primului ministru. Până la urmă, și dacă nu ar fi, și dacă sindicatele vor anunța că nu suspendă greva, sau vor reveni asupra declarațiilor anterioare, această demisie va avea loc. Au fost date două săptămâni, s-au făcut concesii, concesii care vor costa enorm de mult bugetul. Ați văzut că sunt bani luați din fonduri europene care oricum erau gândiți în vederea reformei sistemului de salarizare. Lucrurile sunt foarte complicate și vor deveni foarte complicate pentru viitorul guvern, dar este obligatoriu ca această rocadă să se facă. Este în interesul întregii țări, nu doar a unei categorii profesionale care este nemulțumită, și se va întâmpla foarte probabil pe parcursul săptămânii acesteia. Dar, domnule Pârvulescu, acea atitudine defensivă despre care vorbeați, să fie oare din cauza faptului că ei țin foarte mult la această mișcare politică, la ce trebuie să se întâmple și nu mai pot greși? Cred, sigur că da. Și a fost speculat foarte bine de către sindicate, de către liderii de sindicat, numai că vedeți dumneavoastră, tot este considerat o slăbiciune politică. Cei doi miniștri foarte defensivi astăzi și în general foarte defensivi, nu pot să explice, și s-a văzut foarte clar din întrebările jurnaliștilor, de ce aceste decizii nu s-au luat mai devreme. N-au curajul să spună, de fapt, de ce nu s-au putut lua mai devreme, care sunt riscurile care există și, până la urmă, ce responsabilități au liderii de partid care au decis să nu facă rocada pe 28 mai, ci să o amâne. Nu este vorba doar de domnul Ciucan, nu este vorba nici măcar de domnul Ciolacu, care a propus acest lucru cu o săptămână înainte de 28 mai. Este vorba și de președintele Iohannis, care, să ne aducem aminte, venea cu o reflexie care spunea că s-ar mai putea amâna două săptămâni. E bine, cele două săptămâni au trecut. S-a dovedit că nu se poate rezolva greva, s-au făcut concesii, concesii salariale în condițiile în care, revin, bugetul are o gaură de 20 de miliarde de euro, iar calculele mele arată că pentru plata acestor diferențe salariale va fi nevoie de aproximativ 1 miliard de euro pe un an de zile, probabil în jur de 500-600 de milioane de euro pentru jumătate de an, bani care nu există în buget, care vor trebui inventat și, apropo de fondurile europene, ar trebui să respectăm niște termene în PNRR pe care până acum nu prea le-am respectat și nu sunt convins că noua garnitură guvernamentală va reuși să facă mai mult decât cea care își va încheia mandatul azi. Da, interesant de urmărit. Ministrul Educației tocmai pleacă de la guvern, gata ședința, gata și conferința. Practic acum și-a făcut treaba, a rezolvat criza. Să ne amintim, este omul președintelui Klaus Iohannis trimis în guvern. Dar aș vrea, domnule Pârvulescu, să ne uităm un pic și într-o altă zonă a coaliției, pentru că încă nu se știe ce se întâmplă cu UDMR. Și sunt ședințe de ultimă oră la UDMR, dar și la PSD, evident, astăzi. Kelemen Hunor vrea să ia pulsul partidului în pragul de misiei lui Nicolae Ciucă și înainte de a decide dacă formațiunea rămâne sau nu la guvernare. Socialdemocrații din Parlament sunt și ei convocați de Marcel Ciolacu de această dată pentru a stabili strategia din aceste zile. Marcel Ciolacu, pe care l-am văzut mai devreme, ajunsese la guvern. La ce concluzii ne așteptăm, ne spune colega mea Ema Stoica. Bună ziua, Ema!
Bine te-am găsit, Anca. Bun găsit tuturor. În primul rând, ne uităm la ședința care este momentul de față în desfășurare. Vorbim de ședința UDMR. Parlamentarii UDMR au fost convocați de Kelemen Hunor. Știm că a fost acea declarație a lui Kelemen Hunor de ieri, în care spunea că este în continuare aceeași linie roșie pe care am văzut-o în discuțiile de până acum. UDMR nu renunță la Ministerul Dezvoltării. Cel mai probabil în această ședință dorește liderul UDMR să ia pulsul parlamentarilor, să întrebe pe mai departe dacă susțin în continuare varianta cu care va merge în coaliție astăzi, din informațiile noastre, la ora 17 va fi ședința. Și, de asemenea, ieri a apărut acea informație că socialdemocrații ar vrea un acord în Parlament cu UDMR pentru a putea să-i susțină pe legile care vin de la guvern, dar ieri a fost un răspuns foarte clar din partea liderului UDMR. Nu putem să facem acest lucru în contextul în care ieșim de la guvernare. Așteptăm să vedem dacă astăzi vor merge cu aceeași idee pe care au împărtășit-o încă de ieri. De asemenea, la ora 15 și Marcel Ciolacu va face aceeași ședință în oglindă, adică va chema parlamentarii pentru a-i întreba cum să meargă la întâlnirea coaliției de la ora 17. Ne așteptăm ca și în acea discuție să se facă toată strategia pe mai departe, cum va arăta guvernarea și puterea, dacă, de exemplu, va ieși UDMR de la guvernare, cum vor arăta legile în Parlament, dacă vor avea suficiente voturi, pentru că matematic au în momentul de față. Dar dacă ne uităm la cum au funcționat lucrurile în ultima perioadă, am văzut că de foarte multe ori PNL și PSD nu au reușit să se pună de comun acord pe legile pe care le votează. Așteptăm să vedem concluziile de astăzi și, cel mai important, concluziile coaliției de diseară. Este coaliția cea mai importantă înainte de convocarea de mâine, că, din informațiile noastre a Cotroceni, acolo unde președintele României va chema la consultării partidele din Parlament. Eman, îți mulțumesc tare mult. Domnule Purpulescu, așteptăm din moment în moment anunțul demisiei lui Nicolae Ciucă de la Palatul Victoria. Vă așteptați la vreo surpriză, așa pe ultima sută de metri? Sunt față în față cel mai probabil acum Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, se pregătesc de această predare de ștafetă. O cronică a unei demisii anunțate, dar totuși dificile, pentru că vedem, nu prea se împart bine lucrurile și UDMR nici nu știe ce să facă, să stea, să plece. UDMR va pleca în măsura în care nu îi se va răspunde așa cum a cerut și nu se va menține protocolul semnat în noiembrie 2021. Toate declarațiile publice care au fost făcute atât de domnul Ciolacu cât și de domnul Kelemen Hunor sunt menite să pună foarte clar bariere peste care nu se va putea trece. Deci UDMR nu va putea accepta decât într-o asemenea situație, altfel poziția liderilor în raport cu electoratul maghiar, liderilor UDMR, va fi compromisă, iar adversarii lor radical, care au început din nou să construiască pentru alegerile de anul viitor, ar avea de câștigat. În ceea ce privește pe domnul Ciolacu, nici domnia sa nu prea poate da înapoi. Sigur, rațional ar fi ca amândouă partidele să dea înapoi. Numai că în acest moment nu mai e vorba de rațiune, e vorba de alegeri de anul viitor, e vorba de poziția liderilor, pentru că orice lider va avea de suferit. În final, absența UDMR de la guvernare va fi o problemă pentru noi toți, pentru că asta va antrena radicalizarea minorității maghiare într-o situație destul de complicată geopolitic și economic. Nu știu cât de departe se va merge, este doar un an și ceva până la alegeri, dar asta va complica foarte mult lucrurile și își fac iluzia. UDMR nu va mai colabora cu partidele actuale de la guvernare, ci din contră va colabora cu opoziția, bineînțeles cu opoziția democratică, întărind-o pe aceasta. Și trebuie să se gândească foarte serios. Cineva ar putea să facă un compromis, dar situația din cele două formațiuni politice face compromisul greu de realizat. Nu imposibil. Știți, în politică nu există imposibil, dar greu de realizat, asta este evident. Da, nu există imposibil și nici ușor. Nu prea există în politică. Domnule Cristian Purpulescu, vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor,